Subiectul 1, exercițiul 1. Se consideră numărul complex z egal cu 1 plus i. Arătați că z pătrat minus 2i este egal cu 0. Mai întâi vom calcula z pătrat, care este 1 plus i totul la pătrat. Egal în continuare, avem un binom la pătrat, deci 1 la pătrat, deci 1, plus 2i plus i pătrat. Este egal mai departe, 1 plus 2i plus i pătrat este minus 1, deci este egal mai departe cu 1 plus 2i minus 1 și, desigur, prin reducerea termenilor asemenea, obținem 2i. Și acum vom vedea dacă z pătrat minus 2i, dacă acest calcul conduce la 0. Deci z pătrat minus 2i, z pătrat minus 2i, este egal în continuare, z pătrat l-am calculat, este 2i, minus 2i. Este egal, desigur, prin reducerea termenilor asemenea, cu 0. Rezultatul, z pătrat minus 2i egal cu 0, este în felul acesta verificat.